Aveai 3 goluri marcate în campionatul ăsta, ai dat 3 numai în partida asta. Ai decis practic meciul. Cum a fost? A fost un meci greu, adversarii chiar foarte puternici, ne-au cam surprins, dar nu puteam nimic fără ochii primii. Foarte ok jocul colegilor. De-abia am întors, am jucat 3 meciuri de când m-am întors, dar foarte, foarte bun jocul colegilor. Deci, 3 goluri, 3 ridicluri. A câta partidă e în care joci? A doua. E a doua. Și ai 6 goluri în 2 partide. Am? Ok, foarte bine. E un procentaj foarte bun. Ți-ai propus ceva, un obiectiv personal? Vreau să ajut echipa, că stau în țară, deoarece următoarea parte a sezonului o să mai fiu aici și vin de plăcere. În continuare, cariera eșuată. Ați urcat pe locul 3 acum cu aceste 3 puncte. Care e obiectivul vostru? Promovarea, clar. Țintem cât mai sus. Promovarea. Să mi se pare că sunt la baraj. Primele, nu știu cum se joacă aici, sincer să vă spun. Promovarea. Primele poziții calificate direct, dacă nu mă înșel. Calificare directă, fără baraj. Am înțeles, deci sunteți încrezători. Competiția cum ți se pare, mai ales tu care ai venit, iată, din afară? Se joacă tare, chiar se joacă tare. Am mai jucat mini-fotbal la viața mea, dar se joacă tare. Nu contează atât mult condiția fizică, cât skills-urile, adică cât de tehnic ești din ce am văzut. Englezii au un fotbal dezvoltat, dau 70.000 de ligi la fotbalul mare. La mini-fotbal ai avut șansa să joci sau chiar să privești niște meciuri? Recreațional, da, nu la competiție, dar recreațional am jucat, dar torcă pe gard, simplu. Torcă pe gard, nu contează, cu echipieri, și la antrenamente, nu contează, torcă pe gard. N-am nicio treabă, nu contează că ești coleg, că ești adversar, pe gard. Dacă nu pui corpul și dacă nu ai masă musculară bine definită, ești pe gard. Și e un lucru bun sau rău? Pentru mine e ok, și am obișnuit. Dar, na, aici trebuie să protejezi adversarii și pe tine în primul rând. Dar e o diferență de nivel. Am înțeles, mersi mult și baftă.